Misiunea Verde Cu Mona Nicolici La Europa FM Avem din nou un expert La Misiunea Verde Astăzi din nou doamna medic neumolog Beatrice Maller Despre calitatea aerului pe care Îl respirăm, ce respirăm Și de ce este important Să fim atenți de fapt La ce putem face noi sau nu Ca să fim mai sănătoși Și Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine la, acest, la, această rubrică. Este foarte important pentru că oamenii așteaptă răspunsuri de la oameni care știu, de la experți, de la specialiști. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Știm amândouă că lupta cu poluarea este e grea și de multe ori avem impresia că nu avem cum să o câștigăm. Eu nu cred asta, dar lumea așa crede că e greu. Și mai bine nu fac nimic, că e mai simplu. O să discutăm și despre acest lucru, însă, astăzi avem o primă întrebare foarte interesantă de la Daria. Organismul nostru se obișnuiește cu poluarea din atmosferă? Aș vrea să aflu asta. Dacă eu trăiesc la oraș, organismul meu se obișnuiește cu poluarea. Față de dacă da. ești la satul unde aer, mai da. N-aș spune că se obișnuiește. Mm -hmm. Aș spune că se adaptează, dar cu niște costuri pentru că, într-adevăr, toate organele au, și mai ales și vorbesc de plămân, plămânul, în mod normal, utilizează pentru respirația curentă partea centrală și bazală. Deci vârfurile ne rămân. Însă, întotdeauna trebuie să vedem viața ca pe o sumă de provocări și nu trebuie să ne imaginăm că toată lumea are aceeași expunere la risc. Să nu uităm că sunt persoane, și aici se pune problema, care au un determinist genetic. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă ar trăi într-un mediu curat, probabil ar fi sănătoase toată viața. Dar dacă trăiesc într-un mediu cu poluanți, acele particule de poluanți determină niște modificări la nivelul genomului, la nivelul um, miezului celulei, care se divide diferit, anarhic, adică anormal și... De acolo este sau acela este punctul de la care pleacă dezvoltarea unei celule canceroase. Adică, cei care locuiesc în localități cu poluare mare au șanse mult mai mari și mai rapide să facă boli incurabile? Da, pentru că nu toți avem același genom, aceeași genetică. Nu știm încă și sunt studii în desfășurare care se fac în această direcție. Și dacă te muți de la sat unde este aerul mai curat la oraș, cum cum reacționează organismul? Există riscul să te îmbolnăvești mai rapid sau să reziști mai bine? Nu pot să afirm într-un sens sau în altul. Depinde foarte mult de structura pe care o are fiecare organism, de capacitatea de a tolera și de a, de a elimina toxicul pe care îl inhalăm. Pentru că tot ceea ce inhalăm, o parte are capacitatea plămânul să o elimine prin tuse, prin strănut, Celelalte intră în sânge și rinichi, are capacitatea de a le elimina toate particulele poluante, însă nu știm din ele câte și organismul nostru ce capacitate are, pentru că vedem familii în care un frate este foarte bine și nu pățește nimic, iar un frate răspunde diferit la același mediu, la aceleași condiții. Nu avem încă suficiente date despre structura genetică și modul în care factorii poluanți impactează. Sunt studii în desfășurare, iar lucrurile care sunt până în acest moment indică această predispoziție. Oricum, un lucru este clar, poluarea afectează sănătatea și iată, avem pe cineva mai pragmatic să o ascultăm pe Alessia. Mașinile de protecție ajută? Cele care le-am putut și în perioada de pandemie. Ajută la protecție în împotriva poluării? Aici lucrurile sunt împărțite. Dacă e să vorbesc de particulele mici de materie și dacă vorbim de o persoană sănătoasă, cel mai probabil e că nu ajută. Dacă vorbim de o persoană cu afecțiuni respiratorii care trebuie să iasă din casă într-un moment în care este foarte încărcată atmosfera și trăiește și știe că trebuie să meargă pe lângă o arteră rutieră, cu siguranță pentru ea acea mască de protecție poate să ajute. Dar nu există în acest moment măști pe care să le purtăm și care să spunem că poate protege, pot proteja împotriva poluării. Dar ajută, măcar. Adică ajută persoanele, persoanele cu vârstnice procre. cu probleme respiratorii. Vă mulțumesc tare mult pentru astăzi, abia aștept să ne reîntâlnim și săptămâna viitoare. Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.